Pe stadionul Dallara, Bologna a primit vizita Parmei. Derbiul regiunii Emilia-Romagna s-a disputat în acest sezon încă din prima etapă din Serie A. Echipa lui Prandelli a trebuit să se descurce fără golgheterul Adrian Mutu, transferat la Chelsea. Carlo Mazzone a revenit pe banca tehnică a Boloniei după 4 ani, timp în care a trenat pe Perugia și Brescia. Adriano este principala armă a lui Prandelli pentru această partidă. În ocazie pentru Bologna, mingea lovește bara și este 1-0 pentru formația din Bologna, a scris argentinianul Guglielmin Pietro. Haos în apărarea Parmei, ca și în sezonul trecut, acesta este punctul cel mai slab al formației lui Prandelli. Mingea a ajuns în cele din urmă la Gulli, care a înscris de la câțiva pași. Parma încearcă să revină pe tabelă. Centrarea lui Barone este respinsă foarte bine de portarul Paliuca. Într-o de colț execută Hidetoshi Nakata. Mingea vine la marginea careului șutului Bresciano. Respins foarte bine de portarul Paliuca. Continuă atacurile. Iată pe Adriano, într-o acțiune foarte frumoasă. Dacă șuta cu exteriorul, probabil că reușea să egaleze. Mingea din nou la parmegiani, care au forțat foarte mult în această parte a partidei. Morfeo a fost cel faultat. Lovitura liberă executată foarte bine de Adriano. Mingea a lovit bara. În această acțiune Morfeo, însă revedem ocazia lui Adriano din minutul 18. Echipa lui Prandelli își continuă atacurile. Mingea este pe partea stângă. Centrarea pentru Nakata. Mingea trece însă pe lângă poarta apărată de Paliuca. Bologna în afara golului nu a avut nicio ocazie până acum. Parma a atacat în continuu. Nu se vede practic dispariția lui Mutu din echipa lui Prandelli. Iată-l pe Adriano. Adriano își face o minge pentru stângul ucigător, care reușește să egaleze de această dată. Bologna-Parma 1-1. În sezonul trecut Adriano a marcat de 15 ori. Bucurie mare pentru suporterii Parmei. Iată, mizează foarte mult Parma pe Adriano. L-ați văzut imitând un joc de cărți alături de Morfeo. Probabil că Prandelli ar fi mizat mult pe Adriano la un eventual joc de cărți. Scris un gol foarte frumos brazilianul Adriano, care demonstrează un golgheter înnăscut. Reușit să marcheze și în această partidă, Morfeo oprit. Bologna se vede și ea în atac. Bologna l-a pierdut pe Cruz cu 24 de ore înainte de această partidă. El s-a transferat la internaționale. Avea nevoie de un nou atacant de forță. Centrarea este însă pentru veteranul Beppe Signori. Lovitura de cap a lui Signori a trecut pe lângă poartă, spre dezamăgirea lui Mazzone. Mazzone a antrenat aici în urmă cu 4 ani, el s-a certat cu patronul clubului, suporterii au fost de partea sa, însă a fost nevoit să plece. Bologna a revenit în atac după acea perioadă în care Parma a atacat foarte mult. Discută Bonera, portarul Frei, scorul la pauză a fost Bologna-Parma 1-1. Sunt imagini din repriza secundă. O pătrundere în forța lui Claudio Bellucci. Va fi lovitură liberă pentru Bologna. Mingea este respinsă de Frei. A bătut foarte inteligent Bologna, repede pentru Signori. Șutul lui Signori a fost însă respins. Cel care a trimis mingea către Signori a fost același Gulli, cel care a marcat primul gol al Bologniei din acest sezon. Australianul Seric, venit de la Brescia, odată cu Mazzone. Pasa este pentru foarfeca foarte spectaculoasă executată de Marc Bresciano. În ciuda numărului său foarte italian, Bresciano este australian. El a evoluat în Naționala Australiei. Frumoasă faza Boloniei, Gulli pentru Signori. Signori, poziție de șut. Șutul lui Signori este respins până la Gulli. Ce ocazie pentru argentinianul venit de la Inter în această vară.
Mingea din nou pentru Gulli. Foarte activ argentinianul Ming pentru Signori. Bară! Bologna a avut o ocazie foarte bună în minutul 67. A fost deviată această minge. Frei nu putea ajunge la ea. Dezamăgirea de pe fața lui Mazzone, care își dorea foarte mult un gol la această fază. 67 de ani pentru antrenorul Bologna, cel mai experimentat din Serie A cu siguranță. Acum minge respinsă cu piciorul de Paluca. Adriano a faultat în faza următoare. Foarte nervos brazilianul, doar 22 de ani, este la al treilea sezon în Serie A. Deviată mingea, am crezut că cu piciorul, dar a respins cu mâna cele din urmă portarul Paluca. Schimbare importantă la Bologna, este Signori, intră Thomas Locatelli, minutul 78. Aplaudă spectatorii de pe stadionul Dallara. Mingea se îndreaptă către Gulli. Gulli pentru Locatelli. Doar 25 de secunde în teren. Locatelli reușește să readucă Bologna în avantaj. Bucurie mare pe stadionul Dallara. Bologna conducea în derby în regiunea Emilia-Romagna pe Parma cu 2-1. Foarte important aportul argentinianului Gulli venit de la Inter. El a pasat decisiv pentru al doilea gol și l-a înscris pe primul. Venit în viteză, Locatelli a reușit să readucă echipa lui Mazzone în avantaj. Iese Hidetoshi Nakata, intră Marchioni. Centrarea lui Marchioni este pentru lovitura de cap a lui Bresciano. Mingea a fost respinsă în cele din urmă. Bologna este în corzi. Din nou Marchioni cu lovitura de colț pentru Adriano Bară. Cele din urmă reușește Paluca să prindă această minge, însă câte emoții pentru apărarea Bologniei la această fază. Am jucat foarte bine și am dominat autoritar meciul, spunea Prandelli după această partidă. În sfârșit, golul egalizator al lui Adriano, minutul 87. Bucurie mare pe banca tehnică a Parmei. Centrare foarte bună pentru Adriano și atacantul împrumutat în continuare de Inter la Parma reușește să înscrie dintr-o poziție dificilă și cu ajutorul lui Paluca, care nu s-a coordonat foarte bine și nu a reușit să respingă. Aș fi ipocrit dacă aș spune că nu este un rezultat echitabil, a spus Mazzone după această partidă. Doi antrenori foarte buni și experimentați, este vorba de Cesare Prandelli și Carlo Mazzone, au fost protagoniștii acestei partide. Scor final, Bologna-Parma 2-2. Adriano Show.